Biblia, nu! Sacalilor, ce faceți? Este un videoclip special, așa că v-aș ruga să vibrați cu mine pe o melodie înainte să începem. DJ Sneak on the mix. Vreau să văd pe toată lumea cu mâinile sus, să văd cine e pe distracție pus și cine iubește viața, să facă un pas, să vină lângă noi pe ringul de dans. Ok, vă mulțumesc, astăzi facem o reacție pentru că m-a spamat pe TikTok. Nici ar trebui să faci reacție la asta, Sneak, asta și bineînțeles ce este, este Super Nanny sezon 4 episod 3. Cum nu știi Super Nanny episodul 4 sezon 3? Nu vreau să vă rog să vă abonați, vreau să vă rog doar să lăsați un like la acest videoclip, pentru că dacă sunt mai multe like-uri la clip, YouTube-ul bagă clipul pe prima pagină și uite așa mai crezi vizualizările, știi? Deci dacă vrei să lași un like să facem 30.000, ești cam tare. Ia, hai. Familia Frățilă locuiește la țară. Familia Casa Frățilă și gospodăria lor se află Alexandru în comuna Rușețu din județul Buzău. Nelly este casnică. Pentru ea, Alexandru este o prioritate, deși până acum nu a reușit să facă din el copilul pe care își dorește. Direct la neg acolo, da. În aceeași curte. Singura ei grijă este să o ajute pe fica ei să-și educe cât mai bine deci două copii. Femei să crească un copil de 6 ani. Mare, dar cu toate acestea îi știe de frica lui Alexandru, cu 6 ani mai mic decât ea. Iar el este Alexandru. Se declară șeful casei și Alfa. Face mereu doar ce vrea. Consideră că poate ce dădeam curcanul la trească familia mea dacă nu? S-a terminat cu liniștea în casă. Dimineața e un chin când să-l îmbrac. Hai să îmbrac. Nu vreau. Nu vrea pantalonele. Papa e ei că ea la înțe sunt murdari. Nu! Hai mă, mica, cu te-ai transpirat, mă. Bă, ce-o zis? Prostii! Iau. Ce-o zis? A fost așa de deodată și de la început episodului? Păi ei că ea la înțe sunt murdari. Nu! Hai mă, mica, cu te-ai transpirat, mă. De ce zici așa? Prostii! Taci, femeie, că-ți dau o dreaptă din numai. Iau paleta acum! Ia paleta acum! Tot timpul dorește să-i paleta, se dea mâncarea preferată. Doamne, nu servește masa cu noi împreună. Ar trebui să mănânci să te curci la ora asta să tot. Nu ne foame! Nici la copii nu te mai duci, dacă nu mănânci. Bunica îl mai pune din când în când la punct. E un pic mai aspră. Un pic! Hai, Alexandru, dar înțelege la tu, cât să stau, că nu pot să mai stau. Doamne, lăsați-l să termine bounce și Sneak. Și nici afară nu te mai lari nici cu Alexandru, cu nimeni. Ce să faci, măi, doamnă, cu paie, cu paleta prins muștii și ți-n sari, nu faci de el, dai pe Alexandru. Numai pe lui când îi se pune patele în față, nu mai vede că e mama aia sau că e mama. Nu mama sa, o scurt o dreaptă, știi, aici am bărbilu, mama. Mai bam cu cealaltă mână direct lui maică-s aici, frumos. Scurt, am în două legume, uite așa. Eu uite îl trebuie. Da! Cum care m-a făcut? Nu m-a făcut nimeni. Mama nu doar că întinde această negociere la nesfârșit, dar schimbă foarte repede subiectul ei. Trece de la masă la somn, iar lipsa de precizie este văzută de Alex ca semn clar de slăbiciu. Până la urmă, Alexandru acceptă bietul de el să mănânce în condițiile impuse de el. Cum o cheamă pe asta, Leana? Eu de gine FC carbon! De care nu se poate deslipi nici atunci când mănâncă. Hai că mă joc eu până mănânci tu. Ieși! Hai mămica să mănânci la mama. Haide! Ia, la mama aia aici. Aolo, bă, am păcat copilul, gata. Mănânci, păstrici, pe terminatul tău de aici și după aceea rămâneți amândoi la calculator și o las și pe Laura. Ai auzit? Aude numai ce-i convine. Da, da. Aude melodia din joc. Calculator, Laura. Că mă lasă el. Dacă e peste el, mă bate. Bărbatul face regulile. Să-mi zice toate prostiile. Taci în gu**. Nu trece așa să joace un pic și la urmă. Păi taci, n-auzi? Păi dacă eu mă joc, păi tu taci, mergi și dai de mâncare la găină, n-auzi? Sor mea, cu stânga dau mortala și cu dreapta o leacă mai bine. Mărși pe uliță, n-auzi? Ia! Da, n-am dat jocul meu! Iar tu o să stai închis în casă.
Mama nu va reuși niciodată să pună capătul unui conflict atât de violent, atâta vreme cât nici ea nu este convinsă. Dar ce vrei, bă, super neni și tu? Mica știe că bătaia e ruptă din rai și că doar asta funcționează deocamdată. Alexandru își îndeplinește rapid obligația de a mânca pentru a fugi la joacă. Mama ei îi revine acum sarcina de a-l readuce în casă pe băiat. Mult noroc! Alex! Ma, să termină! No! Hai! No! No, bro, dar nu! No, bro, dar nu! No, bro! Hai, lasă treaba! No. Son Goku! No, bro, dar nu! No, bro! Puciu, dar la deci! La joale! Băi, stai la cu... Opriți! Vine mașină, mă! Uci chitare! Băi, da, mă, e rușinii, mamă! Dă-i mama ta să poartă! Hai, mami, hai la mama, hai! Uite, de după poartă! Doi, doi, doi! Mamă, trească! Mamă, trească, dacă nu să-mi dai semnul ăla cu tot. Opriți producția, băi, camera, sărit, sărit! Vezi că erau cameramani, uite așa erau, uite așa filmau, uite, trească, băi, dă-ți, băi, opri, băi, opri! Da, nu fugi, microfonul, da, fugi, da, alo! Aia să... Alexandru vrea să fie cel care conduce. În moalele capului. Bunicii nu se poate impune de fiecare dată, dar prietenilor le amintește mereu cine. Cu tovară și la un NPC. I-ai chemat să vă jucați împreună? Da. Bine, rău. Să te ajut eu. Nu, tot nu știu eu pe ce se jucă? Că i-ai chemat să vă jucați împreună. Asta înseamnă, da? Dar ce înseamnă la tine să vă jucați împreună? Vreau să mă joc și eu. Ești tu! Alexandru, genul ăla de copil, bă, la care te duceai să joace el pe calculator, tu te uitai, mă. Bă, dacă n-am pățit asta de atâtea ori, mă, ceea ce la prieteni, să ne jucăm, știi? Bă, stăteam așa, știi, și mă uitam, știi, bă, mamă, ce tare ești. Cum ar fi să joace și altceva? A, nu, e ok, joc eu, că joc bine. A, uite-l, bă, să trăiască familia mea, direct, ia uite, ciocanul mă alea capul. Lasă-ne și pe noi să ne jucăm. Mai încei că să vezi și sunt stăpân. Băi, de unde-i găsești? Dar de ce e chemat? Să te uite la mine. Îți place așa să ai spectator când te joci? Da. Și acum nu te deranjează că au plecat, ai rămas fără ei. Ei. Mai vine altă dată la tine? Mai vine și ei. Mai vine? Vin? Da, ei n-au calculator acasă? N-au. N-are, doamnă, că-i săraci. Da. Știi că ei n-au calculator și oricum o să vină la tine. Rămas singur, Alexandru nu mai are cui să fie și... Doamne, iartă! Alexandru! Hei! Chema aici la gât! Hai! Uite câte mușchi! Marța Dorel, să te duce cu aia! Mă, uite, scrie un rând și îți dau telefonul. Îți dau telefonul, uite. Aia îmi scrie, face direct așa, hop. Frumos. Gata, ți-l dă mami, da? Dar scrii... Îl înscrii la wrestling pe Alexandru. Hai, ți-aduc aietul să scrii un rând, barem și tu azi. Mă duc? Bine, hai. Dar ți-am dat telefon. Când vreodată. Hai, trece aici, mami. Ia uite, trece. Hai, te rog. Alexandru, dar înțelege la cât să stau, că nu pot să mai stau. Te-a și bat și ai și scris. Ei, bun. Nu te mai lași nici cu Alexandru, cu nimeni. Bine, hai, pune telefonul. Apoi te-a lăsat, dar ori te bat, ori te omor. Dar stinge-o, că nu putem scrie. Doamne, ferească Dumnezeu, nu mai. Deci așa, în fragmente am ajuns pe la minutul 17. Vă dați seama chestii, o oră de Alexandru cel nebun. Alexandru demonul, cum să-i spun ăsta? Trebuie să mă gândesc la o poreclă. Deci dacă scriu Nic Alexandru, ia să vedem că am mai avut, nu? Deci am Alexandru cel mic, Alexandru care vorbește cu îngerii, Alexandru cel nervos. Cred că pe sau să-l numesc Alexandru cel diabolic sau ce, mă gândesc eu la una de asta așa. Mi-era Vlad Dracu, cred că o să-i zic Alex Dracul ăsta sau nu știu, găsesc eu chestii. Am stabilit că fiecare o să aibă... Nu, te așezi aici, dacă mai vrei televizor astăzi și mâine, stăm civilizat. Bă, concepi un plan. E alegerea ta. Hop, talpă-n gol. Fă-s-o-n pace, nu-l lovi. Hop, ciucată. O să-și primească... Hop, mama, Dali. Nu, Mike Tyson. În momentul acesta își primește pedapsa pentru că a lovit-o pe Laura, iar Laura o să rămână la televizor. Acum mama îl iei. Hai. Și 12 minute. Bă, dar ce panciu le arunca așa. Pam, pam, pam. Au, ce fericit, cum încă am bufuneț. 12 minute, arunca să vină pe Laura. Alexandru nu este încă un băiat cu minte, dar mama pare să nu observe progresele făcute de băiat. Și de aceea, uneori, cele mai mari probleme pentru supernenii vin tocmai de la noi. Doamnă, cum ai progresat? Laura, te rog frumos să mă ierți cu t-am bătut. Bine, te ierți, dar de altă dată să mai face așa. Da. Bravo, și acum stai. Stai, stai în regulamentul la televizor. Să vedem cu televizorul. Hai! Nu vreau!
cum am trăiasă familia noastră. Crapă chirpiciu de pe pereți. Uite-mi puțin la mine. Dacă nu vrei să facem... Nu, uite, băi, ce? Băi, ce se întâmplă, bă? Dacă nu vrei, să facem... Băi! Băi! Lovește, ce lovește? Ia de cum se simte. Dar nu te-mi paștele, mă. De ce lovește? Gata! Gata! Gata, nu mai țipa, nu mai țipa la el. Copilă. Asta era de pe TikTok, bă. Am văzut-o, da. Ia! De ce lovești? Ca la zânțari. Ia. Da, du-te în paștele, mă. De ce lovești? Da, cum s-a simțit? Ia uite cum era femeia mea, era personajul principal. Ia uite, ia uite. Ziceți, doamna neni, cum a fost, a? Ia, da, doamna, că nu... Se pune el cu mine. Ia uite, așa s-a simțit femeia, ia uite, așa s-a simțit. Așa e. Ia uite-l, tu acolo, ia uite, tu acolo, ia. Păi sunt șef. Ia uite-l pe femeia, personaj principal, așa, hop, știi? S-a pus așa. S-a decupat ăștia. Ba, și lumina pe ea. Așa era. N-a rupt. N-a spart. Știi ce o să fac? Vă rog să mai dați taguri de astea, știi? Și o să mai fac, l-am dat, o să fac un top al Alexandrilor. Știi cum ar veni? Păi suntem la al treilea, la al patrulea deja. Suntem la al patrulea Alexandri. Trebuie să fac un top, frate, top 3. Care-s cei mai buni Alexandri? Da, așa. Ia. Iau și astea. Surprise, mă, de facă. Păi bai, nu-i toate aici. Ți le iau pe astea. Deci... Era bun. Ia nu vreau. Mamă. Ia restul după joc. Bă, leu, deja e grav. Strânge astea de aici și gata. Mamă. Bagă aici. Mamă, deja nu mai are răbdare. Vă leu. Bă. Bă. Mamă, l-o prins. Eu, eu. Nu, este sfârșitul zilei și Nelly au uitat de metodele lui Super Nanny. Iar în loc de noapte mea, bună, Alexandru trebuie să se mulțumească cu o căutătură amenințătoare. La cucare. Mă, cum ai tu? Eu n-aș mai avea. Ia uite, nu mai are tupeu. Atenție! Băi, mă, taia rupt în iraș. Foarte, nu, foarte adevărată vorba asta. Așa este, foarte bine, băi. Dar mai râdem, băi, dar așa trebuie, bă. Să revenim, a fost un episod foarte bun. Dar trebuie să fac top. Am promis că fac top, îl mai fac, mai găsesc un Alexandru și fac topul după, ești prost? Fac tier list cu Alexandri. De la Super Nanny, mă. Bă, vă mulțumesc mult că m-ați urmărit și că mi-a dat tag pe TikTok. Vă rog să mai îmi dați acolo pe TikTok, pe Instagram, dacă mai vreți să fac reacții la ceva, că eu intru și mă uit. Dacă v-a plăcut, să lăsați un like la videoclip și vă mulțumesc și vă sunt recunoscător pentru tot suportul și toate cuvintele frumoase și tot ce îmi ziceți în comentarii. Eu le citesc acolo pe toate și dau inimi. Până data viitoare, eu ce să vă mai zic? Rețapă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Bum, bum.